10 trucuri pe care foarte puțini utilizatori de iPhone le cunosc. Dacă vreți să vă faceți story-uri și vreți să se audă și muzica pe care o ascultați pe iPhone, este un truc și acum am să vi-l arăt. Ok, primul pas, intru pe Spotify, pe Apple Music, unde am eu muzica pe care vreau să o folosesc atunci când filmez. Și ce o să fac aici? O să dau play la melodie. O să intru în camera și foarte important, în camera sunt pe modul foto, nu pe modul video. Și ce o să fac, țin apăsat pe acest buton și după trag în dreapta aici, iar acum o să filmez cu muzica pe fundal. Următorul truc a fost foarte viral pe canalele mele de TikTok, de Instagram, de YouTube, și anume butonul acesta, în ghilimele, butonul acesta sub logo-ul Apple, în care eu am zis că aici este un buton. Haideți să vă arăt care este schema cu acest buton și cum îl activați. Deci ce o să faceți? Primul pas, intrați în setări, vă duceți aici frumos la Accessibility, iar aici o să mergeți la Touch. Și aici la Touch dați jos de tot și o să aveți Back Tap și aici puteți să setați ce vreți să facă acest accelerometru, care este de fapt sub butonul, sub logo-ul Apple, pardon. Și haideți să vedem. Deci am setat pentru Double Tap Screenshot și hai să dăm. Trebuie să dați un pic mai tare și mi-a făcut screenshot. Și poți să faci și Triple Tap pentru altă acțiune pe care o vrei tu. E foarte util dacă, spre exemplu, nu știu, vrei să activezi camera într-un mod incognito sau vrei să pornești lanterna mult mai rapid, apeși de 2 ori sau de 3 ori pe logo-ul Apple și o să se activeze. Deci trucul ăsta este mană cerească și vă și explic de ce. El a fost introdus cu iOS 16, dacă nu mă înșel, sau 15, aduceți-mi aminte în comentarii, vă rog. Ce face? Puteți să copiați textul dintr-o poză și asta mi se pare genial. O folosesc foarte des dacă scanez documente, iar dacă ești student sau elev, îți recunoaște și scrisul de mână și dacă, spre exemplu, faci poză la o temă, la un proiect, la niște notițe, le poți copia frumos și le poți pune în notițe, în Word, în Excel, în ce vrei tu. Și cum funcționează? Sunt într-o poză. De multe ori am observat că trebuie să dau un pic de zoom pe ea ca să îmi ia scrisul. Țin apăsat aici și o să ia câteva secunde până recunoaște și după pot să dau copii. De menționat că feature-ul ăsta funcționează și în clipuri pe care le salvăm pe iPhone. Deci nu trebuie neapărat să fie clipul filmat cu iPhone sau ceva de genul. Dacă aveți un clip în care apare text, puneți pauză și după puteți copia textul din acel clip. Următorul truc se zice că îți face iPhone-ul mai rapid. Ce este acest truc? Este mai mult o preferință în funcție de gusturile fiecăruia atunci când vine vorba de animațiile de pe iPhone. Ca să vă explic un pic, noi când dăm swipe de aici să schimbăm aplicațiile, ați observat ce animații avem, deci sar toate astea. Ei bine, dacă vă duceți la setări și aici vă duceți la accessibility și vă duceți la motion și bifați prima opțiune, reduce motion, setarea o să fie puțin diferită și o să se miște mai repede, iar când dați de aici swipe o să vedeți că intră mai repede în aplicații. Această setare o să facă tranzițiile mult mai rapide versus celălalt efect. Următorul truc este pentru cei care dau multe mesaje, scriu e-mail-uri pe iPhone. Eu unul sincer credeam că îl știe toată lumea, dar am rămas surprins când mulți prieteni nu-l știau și am zis că trebuie neapărat să vi-l prezint. Dacă aveți un text și, spre exemplu, trebuie să corectați de aici un cuvânt, dacă țineți apăsat lung pe space, o să vedeți că această liniuță devine un cursor. Și hai să vă demonstrez, țin apăsat pe space și uitați, am mult mai multă precizie și pot să schimb unde vreau eu să pun, la ce literă vreau eu și să modific orice de aici. Următorul truc m-a surprins și pe mine când l-am aflat, e foarte interesant, ne ajută să ne lăsăm iPhone-ul, dar și orice alt device marca Apple, moștenire cuiva. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu noi, vrem ca informațiile telefonului sau informațiile tabletei, laptopului să rămână la cineva în care avem încredere. Primul lucru, intrați în setări, intrați pe contul vostru de iCloud, după care aici o să dați la Sign In and Security. După care o să dați jos de tot și aici aveți Legacy Contact și aici puteți să adăugați pe cineva căruia să-i rămână datele de pe acest iPhone în caz că pățiți ceva. Dacă dați telefonul copiilor sau unor persoane în care nu aveți încredere totală, trebuie să știți cum vă puteți pune parolă la aplicație. Primul lucru, aveți nevoie de aplicația Shortcuts, intrați frumos în aplicația Shortcuts și aici mergeți la Automation. Apăsăm pe plus, selectăm app, ne alegem aplicația pe care vrem să o blocăm, o să aleg calculatorul în exemplu acesta. Aici lăsăm la fel is open, foarte important, nu lăsați run after confirmation, ci run immediately
și Notify When Run să fie debifat. Iar aici o să mergem pe New Blank Automation, Add Action și aici o să căutăm Lock Screen. După care dăm Done și hai să vedem dacă merge ce am făcut. Bun, o să intru în calculator și hai să vedem dacă ne blochează iPhone-ul. L-a blocat, iar eu ca să pot să intru în calculator o să trebuiască să-mi scanez Face ID-ul sau să-mi pun parola de la iPhone. Dacă considerați că pozele pe care le faceți cu iPhone-ul au o calitate nașpa, există o setare în Settings, Camera, aici vă duceți la Formats și aici bifați Most Compatible, iar a doua chestie, Apple ProRAW să fie bifată. De menționat că dacă le bifați pe acestea, calitatea o să crească, dar și spațiul pe care o să-l ocupe pozele o să crească. Cred că ați pățit și voi să fiți undeva la un restaurant, la un local, să aveți iPhone-ul pe masă și să primiți notificări și să apară mesajele scrise, exact ce vă scriu oamenii, exact ce primiți e-mail-uri, iar dacă nu vă convine lucrul ăsta, am un truc pentru voi. Vă duceți frumos în setări, Notifications, iar aici aveți opțiunea Show Previews și aici aveți două opțiuni și o să vi le explic pe fiecare. Pardon, trei. Always să fie standard, să vi le arate mereu preview-urile la notificări. When unlocked, ce înseamnă asta? Eu am iPhone-ul pe masă, primesc notificări, dar nu pot să văd ce scrie în ele, dar, în schimb, dacă mă uit la el la iPhone și îmi detectează Face ID-ul, se deblochează și pot să le văd. Iar ultima este Never, nu o să-mi afișeze absolut deloc și dacă îmi scanează Face ID-ul, doar dacă intru eu în notificare. Nu știu de voi, dar eu sunt un fan al stickerelor pe WhatsApp și feature-ul ăsta îl folosesc foarte mult. A apărut, cred, tot cu iOS 16, tot cu iOS 17, ceva de genul. Spuneți-mi și voi în comentarii când a apărut feature-ul ăsta, sunt curios dacă știți. Aveți o poză cu voi și vreți să faceți un sticker. Ce o să faceți? Trebuie să țineți apăsat pe un obiect sau o persoană. Posibil să trebuiască să țineți mai mult, deci dacă nu vă merge din prima, mai dați zoom în poză, mai dați un zoom out și selectați persoana sau obiectul și după îl luați frumos, dați swipe și îl puteți pune în notițe, dar chiar și în conversații pe WhatsApp sau iMessage, Messenger, unde vreți voi. După cum poți observa, canalul acesta este la început, așa că orice urmărire, orice follow, orice like, orice share mă ajută enorm și pentru asta vă sunt recunoscător.